Vestea că Traian Băsescu se întoarce la Cotroceni nu i-a lăsat indiferenți pe locuitorii din Valea Jiului. Un pensionar din Petroșani este însă singurul om care s-a gândit să protesteze în public. Și nu oricum, ci pe străzi, în soare și demn că a votat. Omul trecut de 50 de ani susține că este pușcăriabil, asta pentru că a votat da la referendum și a decis să facă un tur al orașului. Dis de dimineață și-a pus două cartoane de gât și a plecat prin oraș, fără însă să stârnească altceva decât curiozitatea. Asta în timp ce de la distanță a avut și susținători. Oamenilor le este frică, am stat cu ei de vorbă, toată lumea se strâng, grupulescuțe, foarte bine mie, spuneau, foarte bine domnule, foarte bine, așa trebuie să facem toți, păi veniți cu mine. Păi unul, acum zugrăvesc, ăla mă doare piciorul, le este frică, le este frică, credeți-mă că oamenilor le este frică de, eu am fost mecanic de locomotivă, când a fost domnul președinte Băsescu, ministru al transporturilor, nu mi-a fost frică atunci să fac grevă. Acum nici atât nu-mi e frică de el. Bărbatul susține că are un handicap locomotor, dar asta nu l-a împiedicat să iasă și să protesteze public împotriva faptului că președintele Traian Băsescu va veni din nou la cârma țării. Acesta este singurul protestatar din vale și el se adaugă celor 8 care marți seara au ieșit pe străzi la Deva să protesteze împotriva deciziei Curții Constituționale a României. Lucrările la telegondola din masivul Straja continuă în ritm susținut. După ce ieri a fost poziționat și tras cablul, astăzi se lucra la întinderea acestuia. După cum au precizat reprezentanții primăriei, după ce vor fi montate și telecabinele, telegondola va fi terminată în procent de 90%. Pot să spun că se lucrează foarte bine. La telegondole și la absolut tot transportul pe cablu se lucrează la modul general foarte bine. Cu telegondola suntem destul de avansați. Ieri s-a tras cablul, s-a tras cablul gros, astăzi se întinde cablul normal pe la telegondolă, după care se matrisează în zilele următoare, sperând ca săptămâna viitoare să se și pună telecabinele la telegondolă. După ce se pune telecabinele, în proporție de 90%, 90%, telegondola putem să zicem că este gata. Sigur că da, rămânând să mai facă absolut toate lucrările de rigoare mici, pe lângă ceea ce înseamnă un transport mare pe cablu, cum este genul unei telegondole. În principiu, dacă lucrurile decurg normal, telegondola va fi operațională la debutul noului sezon de iarnă. Zilele caniculare aduc necazuri. În special, persoanele cu boli cardiace sunt afectate de temperaturile extrem de ridicate. Astfel, în ultimele zile, la spitalele din Valea Jiului au ajuns mai mulți oameni care acuzau puseuri de tensiune sau insolații. O altă cauză pe care noi am constatat-o în serviciu de urgență, că pacienții nu respectă orele la care trebuie ca să se deplaseze. Deci merg în mijlocul zilei, când căldura este foarte mare, ceea ce pentru un bolnav cardiac, unul cu afecțiuni neurologice, este chiar contraindicat. Cei mai afectați de temperaturile ridicate sunt bolnavii cronici, persoanele în vârstă și copiii. Cei care sunt cu afecțiunile cardiace, neapărat să își ia medicația pe care o au prescrisă, pentru că puseile de angină se pot agrava ducând până la apariția infarctului miocardic. Să se respecte orele de plimbare zilnică, deci dimineața, după masa, când nu mai este soarele atât de puternic. De asemenea, să fie protejați de pălăriuțe, de haine lejere, haine de culori deschise și în primul rând să se respecte programul zilnic și terapeutic pe care l-au ei, conduita terapeutică. Potrivit prognozelor meteorologice, zilele caniculare se vor întinde pe toată perioada săptămânii. Lucrările de modernizare a străzilor și podurilor din Lupeni se află în plină desfășurare. Numai puțin de 13 străzi și 2 poduri, printre acestea aflându-se și cel care face legătura cu mina, trec în prezent printr-un amplu proces de modernizare. În ceea ce privește străzile, o bună parte dintre cele la care se lucrează nu au fost asfaltate niciodată până în prezent. Se lucrează refaceri de străzi, sau mai bine zis, refacerea 13 străzi, refacerea 2 poduri, dintre care unul săptămâna viitoare, sau să spunem în 2-3 săptămâni maxim, va fi pus la dispoziția cetățenilor, de se va putea circula pe el, urmând să se dea și podul, cel de-al doilea pod în lucrul și cel de-al doilea pod
nu se va termina mai repede de anul viitor, fiindcă lucrările durează destul de mult, dar cred că cetățenii de pe Tuzu mai au puțină răbdare și dumnealor. Dacă eu am răbdare, care sunt destul de grăbit și îmi doresc să se termine cât mai repede absolut totul, îi rog frumos și pe dumnealor să mai aibă puțină răbdare și va fi și podul dumnealor terminat, cu intrarea de la drumul principal până la pod făcută cu asfalt. Și sperăm să facem și strada Pomilor pe lângă străzile care sunt, să facem și strada Roșia și strada Valea Vacii și strada Tuzu, sau mai bine zis, străzile care nu au fost asfaltate niciodată. Pe de altă parte, interesant este faptul că unii dintre locuitorii domiciliați pe strada Mierleasa se plâng de faptul că strada lor este asfaltată pentru prima oară. O parte dintre cetățenii sunt nemulțumiți că se face strada Mierleasa. Nu pot să-mi dau seama cum pot să fie nemulțumiți când o să aibă o stradă cum nu au avut niciodată. Probabil cel mai în vârstă om de pe strada respectivă, să spunem că nu are mai mult de 85-90 de ani, dar în cei 85-90 de ani niciodată n-a fost o stradă cu o canalizare, sau mai bine zis cu rigole făcute de genul cum sunt făcute acum și o stradă așa modernă cum se va fi făcută cea de pe Mierleasa. Dar așa suntem noi oamenii, la modul general. Când se face, ce se face și când nu se face, uite-te că nu se face. Banii necesari modernizării străzilor și podurilor provin în cea mai mare parte din fonduri europene. În Lupeni se poate spune că problema furturilor de capace de canal a fost aproape rezolvată, pentru că magneții furau aproape tot ce era făcut din metal, adică garduri, cruci din cimitire sau capacele de canal, edilii locali au decis să închidă cele mai multe centre de colectare ale fierului vechi, adică locurile din care hoții primeau bani pentru metalul furat. S-au închis unele centre de fier vechi care pur și simplu nu-și vedeau de treabă și luau tot felul de fier, și aici când mă refer la tot felul de fier, ne referim la fierul care este un bun al cetățeanului, și aici vorbesc la modul general garduri din cimitire, cruci din cimitire, capace de canale și așa mai departe. Este inadmisibil să se întâmple așa ceva într-o lume civilizată, într-o lume modernă. Trebuie să respectăm cetățeanul, dacă vrem să fim respectați, trebuie să respectăm. Dacă noi nu știm să respectăm, atunci nici nu o să fim niciodată respectați. Și ăsta este lucrul primordial pentru absolut toată lumea. Același lucru s-a întâmplat cu fierul vechi pe raza municipiului Lupeni. Dacă dumnealor nu și-au văzut de treabă și primarul a trebuit să ia o măsură și măsura respectivă a trebuit să fie prin închiderea centrelor de fier vechi. Sigur că da, dacă se va mai continua și vor dispărea cumva capace de canal, garduri din cimitire, de la cimitir, cruci și așa mai departe, vom alerta tot ce înseamnă poliție pe raza municipiului Lupeni, care se va ocupa în exclusivitate de aceste lucruri și 100% îi vom și depista pe acei oameni. În prezent, în tot municipiul de la Poalele Strajei, mai funcționează un singur centru de colectare a fierului vechi.